Ștefan dormi iar până după prânz. Dormea adânc băiatul ăsta. Se mirau toți cum nimic nu-l trezea, chiar dacă îl hâțânai tare de umăr să-l scoli. Nu era însă catasu. Avea totdeauna un gând care îl punea în mișcare de îndată ce se trezea și pe care nu îl ghicea nimeni. Dacă se așeza lângă tine, nu o făcea degeaba. Dacă pleca, se ducea undeva. Drumurile lui erau curioase. În general, ocolea satul prin ulițele lui cele mai de pe margine, stârnind nedumerirea. Nu căuta decât rar pe cineva și, ca de obicei, se uita în ochii celor pe care îi întâlnea țintă, întorcând chiar capul după om, dar fără să spună el noroc sau bună ziua, nene, ce mai faci? De ce colinda el astfel marginile satului? Îi erau prea cunoscute drumurile dinăuntru? Îl atrăgea cumva misterul ulițelor mărginașe, în care oamenii trăiau mai aproape de singurătatea câmpiei, unde între ei și soarele de pe cer nu se așeza niciun obstacol omenesc? Ce sunt așezările? decât paveze împotriva naturii nemiloase, a cărei viață n-are sfârșit în timp ce a noastră are. Și atunci ne construim așezări durabile cu o viață mai lungă ca a noastră? Trebuie să fie oameni îndrăzneți, cei care nimeresc sau se așează de bunăvoie la margine. Dar stătea lui Parizianul de vorbă cu vreunul din ei? Cu niciunul. Îi plăceau însă aceste ulițe care dădeau în câmpie. Îi se cita pe chip bucuria care era atât de mare încât oamenii care nu rămân niciodată nepăsători când unul din ei le reamintește astfel cum ar trebui să fie toți, îl iertau în sinea lor, nu și unii față de alții, când se prefăceau că nu înțeleg. Unde s-o fi ducând ăsta lui parizianu? Se auzea câte un glas nu prea mirat, totuși iritat de o curiozitate care nu era satisfăcută. S-o fi ducând și el pe undeva, îi se răspundea, pe la vreun băiat din ăștia de prin școli dar nu era văzut cu niciunul din aceștia. Se ferea chiar de ei, desculți cum era și fără uniformă. Această ciudățenie a lui de a porni razna crescuse cu ani în loc să-l părăsească și fiindcă nimeni nu știa dacă e prost sau deștept, spuneau mai degrabă că e prost sau în orice caz tembel așa ca căsu. Astfel devine incredibilă soarta de care au parte apoi unii băieți ca alu parizianu, odată plecați din sat și în care cei care îi cunosc continuă să nu creadă până mor. Cine? Ăla mă? Alu parizianu? Frumosa. Iar dacă ajung rău, nu se miră. Flăcăii printre care n-avea de asemenea niciun prieten, cum n-avea printre elevii satului, îi spunea în față, Bă, alu parizianu, bă, auzi Unde duci? Cu un dispreț nepăsător, Ștefan se prefăcea că n-aude și nu se oprea. Dar dacă cineva s-ar fi uitat la el să-l vadă mai de aproape, și-ar fi dat seama că se făcea crunt de o ură care îi se aprindea ca un foc în priviri. Când era mai mic, îi se spusese într-o vreme Iocan, de către vară sa Ilinca, fiindcă avea buza de jos lăsată ca aceluia și nasul și gura date într-o parte și urechile îi erau clăpăuge. Începuse să și le lege noaptea cu o basma, iar nasul și gura să și le îndrepte cu mâna în oglindă. Se îndreptaseră din voința asta a lui sau se îndreptaseră singure? Oricum căpătase un tic care îl părăsi târziu. Își sugea mereu buza de jos. Când încetă, expresia chipului său se schimbă. Deveni atentă și scrutătoare și numai absența privirii arăta că gândurile îi călătoreau totuși aiurea și expresia aceea era doar o mască. Vedea doar când rângea și atunci inteligența care îi răzbătea pe echip când era absent, pierea și ceva neîmplinit și stingheritor apărea pe figura lui osoasă. Repede însă se împlini. Arăta ca un bărbat, se rădea. De asta dată Ștefan, înainte de a se da jos de pe prispă, îl întrebă pe Tasu. Când a spus ier bărăgan să se adune oamenii la primărie? De dimineață sau după prânz? Parizianul stătea pe prispă și fuma. Cute de nemulțumire, fără înțeles, îi stăruiau în jurul gurii care trăgea din țigare și al ochilor care clipeau orbiți de o lene iritată. Eu știu, zise el. Da de ce mă, Ștefane? stărui, văzând că fisou n-a auzit. Vocea îi era blândă. Niciodată n o ridica contra băiatului deși ai fi crezut privindul că nimic nu îl împiedica să o facă. Totuși, nici când Ștefan era mic, nu-l văzuse vreodată cineva bătându-l. N-ai auzit ce a zis?" răspunse Ștefan. Vine prefectul!" și exclamă. Care prefect?" Parizianul își luă țigarea din gură cu mâna buimăcită. Ce îl interesa pe Fiso prefectul? Și adică cum, care? Îl cunoștea Ștefan? Știi tu cine e? zise parizianul. Păi tocmai că nu știu, e unul vechi sau unul nou, legionar, răspunse Ștefan, încălțându-se cu pantofii după ce își trăsese pantalonii. El nici nu se gândea să ceară ceva să mănânce. Se trezise cu gândul ăsta și era gata să plece. Când mai sa, îi puse înainte pâine și brânză. Mâncă flămând. Îi tremurau mâinile. Hai, tată, hai să vedem!" spuse el apoi plecând, fără să se uite dacă tatăl său îl urma. Nu-l urma. Și curând al lui Parizianu ajunse la primărie. Se vedea din depărtare că acolo se strânsese lume multă, dar nu atât câtă se aduna cu câțiva ani în urmă în fața băncii din centrul satului când venea candidatul liberal sau țărănist. Alu Parizian întârziase. Așa zisa întrunire sau ce era, începuse. Vorbea unul de pe treptele primăriei, în timp ce oamenii îl ascultau împrăștiați pe toată lungimea șoselei și pe marginea șanțului. Căruțele care se întâmplau să apară pe panta care urca din vale unde se afla primăria, se opreau încă din vârful dealului. Omul se da jos din căruță și cotea cu caii de căpăstru pe o uliță din apropiere. În mod ciudat, primarul care ar fi trebuit să fie de față lipsea. Erau însă alții, printre care băiatul primarului Victor Bălosu, singur dintre toți îmbrăcat în cămașă verde. Peste această cămașă care era uniforma lor, a legionarilor, Victor era încins cu o centură din piele și de la umăr spre centură purta o diagonală tot din piele, la capătul căreia atârna tocul revolverului. Arăta degajat Victor, cum fusese el și înainte, dar acum cu ceva triumfător și liniștit în felul lui de a fi. Ei, iată, parcă spunea el, cine zicea că nu o să venim noi, într-o zi la putere. Ceilalți însă erau mai crunzi. Al lui Tălvan, studentul întârziat pe care îl văzuse Ion al lui Miai, spoind primăria cu Bidinaua, înalt cum era, arăta un chip împietrit și întunecat, plin de amenințări. Nu s-ar fi zis că e legionar acest prefect după înfățișare, dar după limbaj era. Scund și subțirel, cu voce plină îndelungă exersată. Nu păreau prea potrivite cuvintele lui cu cei care îl ascultau. Nu vorbea pe înțelesul lor cum făcea unii și se îmbăta de propriul discurs, bucurându-se de o victorie care era greu să crezi că îi aparținea. Vânturile timpului îl scoseseră la suprafață cine știe de pe unde, cum avea să se întâmple și cu alții, mai mari ca el și el se lăsase scos. Nu ne pasă de restul vieții dacă un timp mai lung sau mai scurt suntem puternici și hotărâm soarta altora. Guvernele diversiunilor și echivocurilor, spunea el în clipa când al lui Parizianu se opri și se amestecă printre oameni urmăreau adâncirea crizei prin care trecea țara, cu deviza după noi potopul. Iată însă că țara nu s-a lăsat mulți ani să fie împinsă pe marginea prăpastiei. Acești dombrătieni, tătărăști și inculeți cu ziști și goghiști, în frunte cu regele, ca să nu mai vorbim de unii de teapa lui Maciaru și Călinescu, care și-a primit pedepsa, credeau că țara va suporta la nesfârșit guvernele de amestecătură și de jaf, lipsite de directivă și de disciplină, fără un program unitar, având la bază un echilibru instabil de forțe ce se subminau reciproc, scăpând din mâini situația în apropierea vremurilor grele care se anunțau și care au dus la știrbirea frontierelor noastre, amenințând une ființa națională. Vântul istoriei i-a curățat pe toți și a pus țara față în față cu ea însăși și cu noi. Ce avem de făcut? Cum să ne salvăm? Cum putem apăra vetrele strămoșilor noștri? Un om providențial, generalul Antonescu, s-a pus în fruntea țării și a armatei. Statul național legionar pe care l-a creat e un scut. În fața vicisitudinilor care ne pândesc, a dușmanilor care ne-au rupt din trupul țării. Și trebuie să-l urmăm pe general la bine și la rău. El, întruchipând în aceste ceasuri grele prin care trecem, singura salvare. Deși pomenise cuvintele de stat național legionar, se vedea că gândul acestui prefect era îndreptat spre general și nu spre legionari. Idila dintre aceștia și acest șef militar era însă la începuturile ei, și nimeni nu știa ce o să se întâmple, nu știa nici el. Și curând își încheie discursul, se urcă într-o mașină care îl aștepta ceva mai încolo cu șoferul la volan și plecă, lăsând adunarea pe mâinile celor din sat, ale lui Victor Bălosu și ale lui Tălvan. Am eu acum ceva foarte important să vă spun. Începu Victor Bălosu, când praful mașinii stârni de plecarea prefectului se împrăștie. Locuitori, continuă el, cu glasul lui spălat. Legiunea vrea să facă, așa cum a spus capitanul, o țară ca soarele sfânt de pe cer. Dar cu cine să o facă? Cu hoții? Cu tâlharii? Această situație noi vrem să o stârpim fără milă și de aceea o să aducem acum în fața dumneavoastră pe unul care a îndrăznit în timp ce noi ne străduiam să introducem în satul nostru gândul capitanului, să fure de pe frânghia vecinului său, domnul Jugravu, o piele de oaie pe care acesta o pusese să se usuce de cu seară și azi dimineață n-a mai găsit-o. Acest cetățean se numește Pârvu Ilie. Îi ordon domnului șef de jandarmi să le aduc aici, în fața satului. Jandarmul, același care l arestase pe Țugurlan, ascultase totul dus pe gânduri. Cine-i dădea lui ordine aici? Unde era primarul? La plasa apăruse o așa numită poliție legionară, paralelă cu cea obișnuită, și care acționa pe cont propriu, cum se întâmpla și aici. Pe pârful Ilie, ei îl arestaseră. Victor și Tâlvan, nu el, șeful postului. Jandarmul stătea țeapăn ca un surd. O mișcare stranie începuse în acest timp pe mica intrare de ciment a primăriei. Doi inși scoase afară o masă mare și grea și îi căutau un loc unde să o așeze mai bine, mai în spate sau mai în față. În sfârșit găsirea de cuvință că se bine chiar lângă trepte. O vedea toată lumea. Alți doi, îl scoaseră afară din primărie pe acel pârvu, care părea să fie gata să se facă cu el orice ar fi vrut cei care l-a duseseră aici. Nu arăta nicio împotrivire, fiindcă nu știa ce aveau cu el și era și el curios. Fu împins lângă masă și cu bruște ignituri urcat deodată cu burta pe ea. În același timp, nu se știe de unde, apăruseră încă doi, cu frânghii moi în mână. Se vedea că fusese mai dinainte băgate la apă. În vreme ce îi se trăgeau omului cu precipitare, pantalonii și izmenele de pe el. Și înainte ca oamenii adunați să se dezmeticească, cei doi cu frânghile își luară vânt și îl croiră pe cel întins cu burta pe masă, peste fundul gol, cu atâta violență încât carnea lovită se agită parcă împotriva voinței omului în spasme, brusc învenețită, în sus și în jos, în timp ce cu întârziere, pârvul cu ochii bulbucați, scoase un răgnet care se înfipse ca un cuțit în valea din apropiere și se întoarse înapoi, izbind auzul încă o dată. Cei doi își luară iară vânt și loviră din nou, în același timp. Cine erau ăștia? De unde ieșiseră? Nu-i cunoștea nimeni, cu toate că se vedea că, după pantalonii lor de aba neagră și după flanelele cărămizii, că erau tot din sat. În orice caz, toți țărani. Pârvul Ilie încercă să sară jos, acum când înțelesese și el ce-i se întâmpla. Dar cei care aranjaseră masa îl ținură pe loc, încălicând peste grumazul și picioarele lui. Ai fi putut crede văzând aceste zbateri că se tăia gâtul unui animal. Se auziră răstricăte scurte și înspăimântate acele strigăte gătuite ale oamenilor în fața unei nenorociri care se petrecea sub ochii lor și când strigau, îndemnându-se unii pe alții cu încortarea din urmă, căreia trebuie să-i te supui, dacă vrei să nu fie toată lumea în primejdie, săriți! Mă, ce se întâmplă aici? Puneți mâna! Asta e pedepsa legionară pentru toți hoții care ar îndrăzni de aici înainte să fure. Strigau în acest timp cu vocea sa spălată și fără să se teamă de răcnetele amenințătoare care se ridicau din mulțime, Victor Bălosu. În timp ce frânghiile ude se ridicau și cădeau peste trupul celui prins ca într-o menghine între picioarele celor doi. Aduceți stâlpul infamiei, continuă Victor, făcând un semn celor doi care loveau și care se opriră. Pârvul Ilie se ridică și își trase pantalonii. Chipul îi era vânăt, împietrit. Mâinile îi tremurau. Se lăsă moale și căzu în patru labe. Loviturile primite leșinau abia acum, după ce încetaseră. În acest timp, în mulțime, cineva care știa spuse că pielea aceea de oaie de pe frânghia lui Jugravu i se cuvenea lui Pârvu. Jugravul îi datora acestuia de un an de zile o dulamă pe care n-avea cu ce sau nu vroia să i-o mai plătească. Și pârvuilie își făcuse dreptate singur, așa cum se întâmplă des neînțelegerile acestea, aranjându-se cu timpul între vecini, fără să se meargă mai departe. Legionarii aflaseră. Și cum nici jugravul nu știa ce o să-i se întâmple vecinului său, se învoise să facă o reclamație. Să vie jugravu încoace!" striga cineva. Pârvu nu e vinovat!" Dar jugravu nu era nicăieri. Se speriase, fugise. Doi inși aduseră un stâlp lat pe care îl bătură cu cuie de masă și pe care se afla sus o inscripție, așa cum îi spusese Victor Bălosu, stâlpul infamiei îl ridicară pe pârvul Ilie în picioare și îl legară de el cu frânghii. Oamenii se uitau crunți și îngrijorați la acest spectacol, de care nu-și mai aminteau să se mai fi petrecut vreodată în satul lor. Jandarmul ducea câteodată din spate cât un băiat care furase cu cătușele de mâini și cu ceva scris pe o tăbliță. Cine o face ca mine, ca mine să pățească. Dar o făcea ca să-l ferească de un proces și de o condamnare. Îi dădea pe urmă drumul. Aici însă nu se afla în fața lor un băiat, ci un om ca ei, care avea familie, o muiere și copii și rude, care se aflau poate chiar printre ei și se uitau îngroziți. Cum se putea? Unde era judecata și martorii care să spună adevărul? Cu ce drept se făceau ei judecători, Victor Bălosu și al Nimeni nu bănuia că înăuntru, în primărie, mai era unul care își aștepta rândul și care el, și nu pârvuilie, avea să aibă o soartă tragică. Lumea se împrăștia, dar nici legionarii nu mai socotiră prudent să-l aducă în fața oamenilor și pe celălalt. Așteptară să se împrăștie toți, apoi intrară înăuntru și îl puseră pe acest al doilea cu burta pe un birou și îl legară cu lanțuri. Era un ins atât de voinic și de înalt, încât după primele lovituri pe care le primi, corpul său uriaș se zbuciumă cu atâta putere, încât biroul se mișca din loc, gata să se prăbușească într-o parte. Lanțurile îi albeau trupul. Cine era acest om? Era Dumitru Lunae, prietenul lui Moromete, cel care chiar când vorbea în șoaptă, îi se auzea glasul departe pe uliți. Cine să-și mai aducă aminte de o întâmplare de demult petrecută pe poiana fierăriei lui Ocan, când într-o zi de duminică Victor trecuse pe acolo, pe drum, și fusese înjurat de cineva în facultăți pe măsa. Se auzise până departe șoapta lui Dumitru, lui Nae. Era adevărat că în felul acesta țâșnise din gura acestui om ura sa neputincioasă împotriva voiajorului Victor Bălosu, care reușise împreună cu Tasu să pună mâna pe via lui, pe care o moștenise de la părinți. Se pomenise încolțit, îi murise un copil, și îi se mai întâmplase o altă nenorocire în casă. Îi murise și o vită și se împrumutase pe o vie, cu gândul că la sorocul cuvenit o să poată să înapoieze banii. Nu-i putu să înapoia și pierduse via. E drept că bălosul nu i-o luase numai pe cât îl împrumutase, ci o cumpărase la prețul ei. Cumpărare silită. Când se ducea în deal la vii și își dădea seama că nu mai are ce căuta acolo, după ce toată copilăria, averile și le petrecuse săpând-o și păzind-o, îl apuca deznădejdea. Ura care începuse să crească în el cu ani împotriva lui Bălosu și a lui Fisu, pe care, inocent, nebănuind ce îl poate aștepta din partea acestora cândva, știindu-se voinic, nu și-o ascundea și nici nu scăpa prilejul să-i dea drumul, îi se părea că e dreptul lui de om, împotriva unora care au profitat de nenorocirea lui și i-au pus mâna tocmai pe un loc care e atât de prețios pentru orice ființă omenească de pe pământ: Via. Dar ce să înțeleagă, și cum, Victor Bălosu, ura aceasta, și cum să o înghită? în special în acea dimineață de duminică în fața oamenilor, când trecuse pe lângă fierăria lui Iocan, îi vorbise frumos să nu-l înjure. Îl rugase aproape. Între patru ochi mai mergea. Ar fi putut să se îmbete împreună numai ei doi, deși Victor nu punea niciodată băutură pe limbă, dar ar fi făcut-o și pe asta. Și Dumitrul lui Nae să-l înjure o noapte întreagă. Nu s-ar fi supărat dar plăcerea aceluia era să-l înjure de față cu oameni. De ce să-i facă asta lui, care în realitate îi făcuse un bine lui Dumitru Lunaie? Bani pe gratis nu putuse să-i dea. Nu era nici rudă, nici prieten și nici nu-i dăduse pe vie mai puțin decât făcea. Și acum îl luase. Avea să-l învețe în sfârșit minte pe domnul Dumitrului Naie să-i piară cheful pentru totdeauna să-l mai înjure și să-și mai bată joc de legiune cu aceeași ocazie. Treceți voi într-o parte și doi în alta, ordonă Victor, și băteți-l ca la fierărie, la patru ciocane, toți deodată, fiindcă ăsta e voinic și pe baza asta și-a bătut el joc de mine atâția ani, să nu mai fie voinic. Începură să-l bată astfel îndelung cu frânghiile, peste mișloc, peste fesele goale și la tălpi. Era legat bine în lanțuri, se zbuciuma zadarnic, gemea greu, dar nici o clipă, până leșină, nu scoase un strigăt. Aduseră două căldări cu apă de la puțul de lângă cârciuma lui Valache și le turnare pe el. Dar omul nu e voinic în fibra lui, fiindcă e mare la trup. Dumitru lui Nae nu se trezea. Aduseră din nou apă și cu greu îl făcură să scoată un geamăt. Dezlegați-l și puneți-l și pe el la stâlpul infamiei, ordonă Victor. Mai mult de o sută de lovituri primise Dumitru lui Nae până ce își pierduse cunoștința. Acum se mișca greu, ca și cum de fiecare picior i-ar fi atârnat ghiulele de fier. Ce fac ceilalți oameni? Se întrebă el cu o gândire aproape senină, așa cum facem când știm că nu mai avem mult de trăit și gândul ne stăruie la această lume pe care trebuie să o părăsim. Ce să facă? își răspunse tot el. Ei nici nu știu ce mi se întâmplă mie aici. Doamne Dumnezeule, o să mor și îmi rămân copiii pe drumuri. Cum de nu mi-am dat seama ce zace în ăsta? Proj mai suntem o viață întreagă, îl și pe el sus și îl legare de același stâlp cu pârvuilie, spate în spate cu acesta. Dumitru lui nu-și mai simțea tălpile și parcă stătea în aer și nici capul nu și-l putea ține drept din pricina suferinței care îi sfâșia ființa. Călăii săi crezuseră că omul de rușine își ascundea astfel fața și atunci îi trecură pe subărbie un lanț care să-i țină cu sila capul drept, pe care însă îl scoaseră, fiindcă trebuia să-l strângă bine ca să-i ridice bărbia din piept, fapt care putea, zice unul din ei, să-l stranguleze și să-l omoare. Veni un altul cu o idee mai bună și, forfotind în jurul lui, îi puseră în schimb o țepușă de lemn cu un cap sprijinit în piept și cu celălalt sub bărbie. Căzu însă și țepușa, după ce l răni. A o bănuială că, într-adevăr, nu mai e în stare să-și ridice capul, și îl lăsar în pace. În acest timp se dăduse drumul la copiii de la școală. Treceau în grupuri prin fața primăriei și se opreau și se uitau. Tălvan le spuse la un moment dat, Copii, loviți cu pietre în acest căloși. nu vă fie frică! Și repetă îndemnul până ce într-adevăr se găsiră câțiva, care se aplecară și aruncară în cei doi oameni cu pietre. Un al lovi pe Dumitru lui Naie, în bărbia lui Lată, dar el nu o simți. Oamenii la care el se gândea în acele clipe grele pentru el treceau pe drum, se opreau înspăimântați, își plecau apoi și ei frunțile ca și cei de la stâlp și se îndepărtau cu pași care deodată își pierdeau siguranța lor de totdeauna, izbiți de puterea gândului. Ce ni se întâmplă? Ce putem face? Ce se apropie de noi? Spre seară cei doi fură deslegați și duși din nou în primărie. Unul din legionari deschise un dulap și luă de acolo o sticlă pe care scria Rom, o duse la gură și înghițit de câteva ori. Îi dădu apoi și lui Dumitru lui Nae să bea, care bău și care apoi, clătinându-se, murmură. Dacă nu mor, o să vă omor eu cu parul unul câte unul, ca pe gușteri, pe toți. Dumitrul lui Naie nu fusese adus cu sila la primărie și nici ținut cu sila până în clipa când cinci inși năvăliseră asupra lui și îl legaseră de masă. Venise șeful de post și îl mințise. Du-te pe la primărie, i-a zis. Ai niște impozite de plătit. Dă-le dracu de impozite, răspunsese. N-am bani acum, n-am vândut grâul. Tocmai de aia, du-te și aranjează chestia asta cu percitorul. Da, du-te acum, că la pleacă mâine dimineață și. Bine, bine, o să mă duc. Se dusese și la primărie se uitase cu obișnuitul său dispreț la Victor și la pistolul lui, și nici nu-i dăduse bună ziua. Șeful de post nu născocise el istoria cu percitorul și cu impozitele. Așa i se spusese, așa transmisese și el. Abil, Victor Bălosu, îi arătase ușa pe care scria perceptor și îi spusese cu nepăsare. Așteaptă acolo, o să vină acum domnul perceptor. Primăria avea ziduri groase și de acolo, de lângă biroul perceptorului cu ușa închisă, Dumitru lui Nae nu auzise nimic din ceea ce îi se făcea afară acelui pârvu. Și dacă ar fi auzit, i-ar fi trecut lui prin cap că pe el îl așteaptă nu ceva asemănător, ci mult mai rău. Și dacă i-ar fi trecut, nu era prea târziu. Feciorii lui, rudele, prietenii, erau la casele lor și până să-i cheme cineva, până să vină, abia când intra sărătos peste el în odaie, își dăduse seama, căzuse într-o cursă. Ei și, gândise liniștit, ce pot să-mi facă? Or să mă bată. I-a venit timpul lui Victor să se răzbune pe mine. Să se răzbune, fiindcă ce o să-i fac eu pe urmă, o să strige mamă de ce mai mai făcut. Se zbătuse când puse rămâna pe el, îi lovise, dar întâi că nici cei cinci nu erau niște prăpădiți și al doilea nu prea își dădea seama ce vor de la el, să-l bată sau doar să-l lege, să-l dea pe mâna șefului de post cum făceau totdeauna cei care aveau puterea, nu se răzbunau cu mâinile lor încât nu se zbătuse cu toată ființa lui. Ce le-ar fi putut face el lor, sau direct lui Victor, dacă ar fi știut ce soartă l așteaptă? Le spuses abia la urmă, după ce băuse din sticla de rom, că o să-i omoare pe toți, ca pe gușteri, unul câte unul, dacă. dacă mai apuca. Dumitul lui Naie, venit dinspre primărie pe șapte cărări, mai încolo, cei care-l văzuseră pe drum se mirară. Ce l-o fi apucat de s-a pe Dumitru Lunae, care nu are obiceiul? Încetul cu încetul însă își reveni și a ajuns acasă de bine de rău. Toată ființa lui era un foc. Se mira singur că putuse să ajungă până în curte, fiindcă nu mai simțea pământul sub picioare. Îi săriră toți înainte. Ce s-a întâmplat, tată? M-au bătut legionarii, spuse el, și uimitoarea lui voce, care se auzea departe și pe care crâncera bătaie, nu o stinsese. Se auzi și acum și curând toată lumea află. Dumitru lui Nae nu intră în casă. Rămase lângă prispă și ceru muierii să-i aducă o pătură și un căpătâi. Așternu și se așeză cu fața în jos din când în când gemea, dar nu prea tare. Ființa lui, în afară de unele semne, faptul că nu mai simțea pământul sub tălpi, nu luase în întregime cunoștință de ceea ce se petrecea cu el. Putea vorbi, să veni până acasă. Își scoase cămașa, care din pricina serii care se lăsase, nu se vedea că e plină de sânge. Pe spinare, zise el, pe spinare m-au bătut mai rău. Muierea aprinse lampa, veni cu o cămașă nouă și când se uită, aducând lampa aproape, scoase un țipăt. Nu era un țipăt de groază, ci de uimire. Iată, de norocirea, răul s-a abătut asupra casei. Omul care o ținea, bărbatul și tatăl, fusese lovit. O mai scăpa? Spinarea lui lată și puternică, spinarea care căra saci, Spinarea care stătea primăvara și toamna, a plecată asupra coarnelor plugului. Spinarea sa lângă care crescuseră ocrotiți copiii era zdrobită și dumicată în sânge. Încremeniți, nici copii care să nu înțeleagă și să se cutremure, dar nici bărbați care să pună mâna pe topoare și să se ducă să-și răzbune tatăl, fiii lui stăteau alături tăcuți, fără un gest, Turburați de neînțeleasa întâmplare. De ce? Ce le făcuse tatăl lor acelor inși? Când? Lângă prispă, apăruseră toate babele de prin împrejurimi, care nu se lăsară impresionate de starea în care era Dumitru, începură să șușotească. Ce trebuia făcut? Una spuse că pentru răni trebuia dat cu unt de sunătoare, dar ca să ajungă, trebuia multă că nici picioarele nu erau tefere și plecarea din casă în casă să caute. În acest timp o altă babă, uitându-se mai de-aproape, clătină din cap și spuse că Dumitru trebuia să bea numai decât pietre roșii. Ce erau acestea? Chiar niște pietre roșii cunoscute pentru efectul lor asupra rănilor căpătate prin bătaie. Flăcăii după încăierările lor le foloseau și ca prin minune se puneau repede pe picioare. Unde se găseau? Tot babele știau de pe unde să le culeagă. Se găseau foarte greu și le păstrau cu grijă. Erau pietre rare care tămăduiau. Seara târziu, sosiră leacurile. O babă turnă în palmă, unde sunătoare, și îl întinse cu grijă pe spinarea însângerată. Alături o alta, freca două pietre deasupra unei străchini cu apă. Frecatul acesta dura mult, Bolnavul gemea. În cele din urmă se turnă apă într-o cană. Dumitru lui nae, fu ridicat de pe căpătâi și i se dădu să bea. Bău, dar jumătate din apă se întoarse înapoi și începu să-i curgă pe lângă gură. Ține-l bine, înghite, Dumitre. Dar Dumitru scoase deodată un geamăt lung, apoi un suspin ca de ușurare și capul pe casu pe capătâi. Muierea lui, care-i ținuse fruntea și care înțelesese ca la lumina unui fulger că bărbatul ei nu mai era, își lovia în două palmele una de alta și scoase un țipăt înalt. Dumitre! Dumitre! strigă ea dându-și capul pe spate spre unica speranță pe care o mai cunoștea, cerul. Unde era Dumnezeu? Dumitre, ce le făcuști lor de te omorâră? Dar înțelegerea morții nu vine deodată ca un trăsnet. Muiera lui Dumitru intră în casă, veni cu lumânări, le aprinsă la capătul bărbatului ei, apoi deodată mișcările îi se opriră și scoase un urlet. De asta dată își pierdu firea și căzu îmbrățișându-și omul. În lumina lămpilor agățate în cuiul din tindă și a focurilor din vatră pestinse, ulița în care glasul puternic al lui Dumitru lui Naie se auzise atâția ani în toate casele, află că Dumitru lui Naie a murit, dar ca și pe muiera lui. Știrea nu-i lovi pe oameni chiar cu toată puterea. Dumitru făcea parte din viața lor. Ei trăiau, deci nici el nu murise. Se culcară și adormiră. Abia dimineața, când bocetele și faetele începuseră din zori să umple acea parte a satului, înțeleseră pe deplin ce se întâmplase. Cum? Dumitru lui Naie? Dumitru mă? Zise Moromete, adresându-se fetei care îi adusese știrea chiar acum. Aseară se culcaseră toți mai devreme. Da, Dumitru l-au bătut la primărie până l-au omorât, așa mi-a spus unul din băieții ăia ai lui. A murit azi noapte, pe prispă. Cine l-a bătut la primărie? Victor cu legionarii lui! Și el ce crede? Că o să scape viu de Deal de Gheorghe și Ilia lui Nae? zise Moromete cu un glas turbure. Ăștia erau frații lui Dumitru, oameni zdraveni, care țineau unii la alții. Așa zicea și Ilie Pipa și auzi că Victor ar fi fugit azi de vreme cu șareta la gară, dar că se întoarce el, așa ce că ar fi zis. Moromete își plecă fruntea. Cât, domnule, gândi el, a durat pacea și liniștea în satul ăsta. De ce dacă nu e pace și nu e liniște în altă parte, trebuie să se ridice niște smintiți și să o strice și aici? Cred ei, smintiții ăștia, că pe urmă nu se face iar liniște și pace pe pământ și nor să alerge alții după ei cu furcile ca după niște câini? După amiază, curtea lui Dumitru lui Naie se înțesă de lume. Veni sărătos prietenii lui, Iocan marmoroș blanc, moromete, cocoșilă, veni și țugurlan, care era îmbrăcat militar, era în permisie, fusese concentrat pe primăvară. Copii și fete tinere se urcaseră prin salcâmi și fetele plângeau, tot uitându-se la Dumitru, ca și când ar fi fost un flăcău de seama lor. Dumitru Lunaie se odihnea acum în căruță, Acolo îl pusese familia, în mijlocul bătăturii, când își dăduse răseama câtă lume se înghesuia să-l vadă. Arăta frumos și, într-adevăr, mult mai tânăr, deși fusese omorât în floarea vârstei. Când știi că ai un dușman de moarte, de ce te duci la el când te cheamă? zise Țugurlan. L-a mințit jandarmul, zise Iocan. I-a spus că îl cheamă percitorul. – Jandarmul, murmură Țugurlan și repetă, jandarmul. Cine să-l apere pe jandarm în ochii lui Țugurlan și să-i spună că nici el nu știuse. – Orice ar fi făcut Dumitru, zise Moromete posomărât, tot punea mâna pe el, doar dacă ar fi fugit. – Ei și, zise Țugurlan, tocmai să fi fugit din timp. Nici tu n-ai fugit, zise Cocoșilă, după ce l-ai bătut pe Aristide și i-ai luat arma jandarmului. Ai stat acasă ca un miel și au venit pe urmă și te-au luat în aceea seară și te-au băgat la pușcărie. Țugurlan cu, Așa era. Dar nu erau aceiași oameni. Dovadă. La proces Aristide renunțase la plângere sau dracu să-l ia ce făcuse, că după mai puțin de un an îl scosese din închisoare. Trebuia să facă doi. Victor vrea să ne spună că știe să omoare oameni, zise în cele din urmă Țugurlan. Să stea el mult la putere, că o să le arăt că și eu știu. Bărbat în întregimea cuvântului, zise Moromete, să-l omoare o stârpitură. Și negru la față, ca și Țugurlan, Parcă nu putu suporta acest gând și plecă imediat. Nici la înmormântare nu l-o parte, care a avut loc a doua zi după masă, cu amândoi preoții satului și cu o mulțime nesfârșită în urma căruței în care Dumitrul lui Naie, înconjurat numai de muieri, care aplecându-se asupra lui îl plângeau și țipau și de flori care îi încadrau chipul, porni spre cimitir îl opriră, după obicei, în dreptul fiecărei fântâni pe care o întâlniră în cale și la mijlocul fiecarei răspândii. Nu trecuse el pe acolo atâția ani și nu băuse apă din acele fântâni? La acele răspândii nu stătuse el de vorbă cu oamenii? Nu prin ele trecuse flăcău spre fata cu care avea să facă apoi copii, rugăciuni cântate cu deosebită putere se ridicau spre înaltul cerului. Cei doi preoți auziseră și ei cum murise acest bărbat și implorau pentru el forțele divine să-l aibă în pază, în acea lume fără verdeață spre care se îndrepta. Nimeni nu depuse mai târziu printre oameni împotriva ucigașilor mărturie despre felul în care fusese omorât. Și cu acest omor, și nu cu spoitul primăriei, cu bidineaua, pătrundea astfel în sat, prin legionari, prima adiere a furtunii stârnite în altă parte și care culcase nu de mult la pământ, sub urletul sirenelor avioanelor de asalt, Populații întregi care fugeau îngrozite.